fraților, am plecat de acasă prăgostâie. Nu în țară la mine, în altă țară. Hai să zicem Serbia. Și când am ajuns eu la vamă, orică m-o fi cunoscut vameșul, orică nu m-o fi cunoscut, primul lucru pe care m-a întrebat omul ăla, a zis, mergi să mănânci? Ia că așa m-a reșit ochii ca șepilii. Și am zis, ori ăsta să uite la sarea în bucace de aici, din Serbia, ori pe fața mea să vege că mi sunt mâncău, ori ca altă șeva, numai musai să vă zic, dragii mei, că am venit să mănânc o ciorbă de pește în străinătate, în Serbia. Și nu ce orice fel de ciorbă de pește, ci o ciorbă cum n-am mâncat și nici domniile voastre nu o să mâncați, numai dacă vă uitați la noi la sarea în bucace. Și am venit eu la un precen că ăsta știe să facă pește. Dar deși e pește, o să aflați și domniile voastre, nu numai eu. Pentru că m-am menunat, fraților, m-am menunat de ce am găsit aici. Valerii, Dumnezeu m-a dus, că am auzit că faci mâncare de pește, de numai. Pescișei, la noi în Sărșia e obiceiul peștilor să mănânce ciorba, pește fript, pește afumat. Noi ne-s cunoscuți după preparațiile de pește. Voi aveți oricum o pescărie mare de tot, nu? Da. Pe o suprafață de 950 de hectare e pescăria. 950 de hectare are pescăria de la Sărcia. Vă dați seama, 950. Eu nici nu știu cât ar fi suprafața asta, 950 de hectare. Păi, fraților, ce ai putea să mănânci aici? Cum le zice, fructe de mare? Sau cum? N-am înțeles. Pește, aia mâncăm, pește. Nu? Pește, da, Valerii. Pește. Pește. Cam ce pește aveți pe aici? Crapul e pe locul întâi. Așa. După aia ar veni somnul, amurul, tosolobicul. Da, crap, zicea de crap. Acum nu vreau să fac altceva decât pam, pam, să vă arăt. Aici este, fugi mă de aici, mă lasă-ne în pace. Așa, asta este peștele pregătit pentru? Ciorbă. Pentru ciorbă. Da. Deci, renumita ciorbă de pește ca la Sărcia. Da. Cum începem să o facem, Valerii? Ce-i facem? În primul rând, trebuie ulei, să punem în ceaun. Mai întâi începem cu șapa. Așa. Dar asta e ceapă, Valerii? Că mie mi se pare că... Dar de ce e așa șapa ta? Pentru că am mașinat-o să fie cât mai mănuntă, mai ușor să frige, să dinste ea. Dragii mei, deci unul din secretele ciorbei de pește de aici, de la Sărcia, al lui Valerii, da? Este că ceapa este dată prin blender, este făcută pastă, pentru că se și frige mai bine și gustul este altul. Ceapa cum o faci acum așa? Cât trebuie să o dinstui? Trebuie să prind o țăr culoare sau? Culoare și când capătă un uțu de sticlă. No, Valerii, acum musai să-mi spui taina. Am văzut că ceapa ai făcut-o la robot, te-ai făcut-o măruntă. Da. Morconii, așa le zice și la voi morconi? Morconi, da, până răzătoare. Adică morcovii, da? Morconii am trecut până răzătoare, am ras. Cam câte cepe ai folosit? Cam 15 cepe mai așa. Mai mici? Mai mici, da. 15 cepe de ale mici, 2 morconi mai mici, cu cei nu chiar așa mari, și cam 10 litri de apă. Atâta este, aceasta este cantitatea de care avem nevoie noi pentru o ciorbă de pește. Și de ce am venit eu aici? Nu sunt pe malul Dunării, unde e socotită patria peștelui, da? Sunt la Sărcia. Și s-a dus buhul printre românii din jurul Serbiei, da? Că se face o ciorbă de pește aici, ceva extraordinar. Vin oameni, dragii mei, din Timișoara aici să mănânce o ciorbă de pește. Și țineți minte, nu suntem pe malul Dunării, suntem la Sărcia, care are nici mai mult, nici mai puțin decât 950 de hectare de luciu de apă pentru pescărie. Păi cum să nu vin eu să gust o ciorbă de pește aici, făcută de Valerii, ca la mama ei aici la Sărcia. Asta e ciorba de pește. Oh, și încă nici n-am pus peștelii. Nu stăm în taină până încep să fiarbă legumele, pregătim carnea pentru ciorba de pește. Mă, Valerii, eu trebuie să-ți spun sincer, n-am mai văzut așa carne pentru ciorba de pește. Păi asta nu e pește pregătit pentru ciorbă, asta e pește pregătit pentru afumat. A, altă mâncare de pește, cum ai zis, a românului. Alta. Pește afumat. Pește afumat.
fraților, surorilor, oameni buni, vreau să vă spun că atunci când am trecut vama, o trebuie să mă duc să fac niște înscrisuri, niște arcii. Și când m-am dus acolo, m-a întrebat polițaiul de la vamă că unde mă duc. Eu i-am zis că mă duc la Sărcia. Știți care a fost prima lui expresie? Crapa fumat. Așa. Acum mai e o întrebare. Am zis că n-am văzut așa bucătoaie de carne, trebuie numai să vi le arăt, că altfel nu se poate. Și l-am întrebat pe Valerii, cât să fie avut crapul ăsta? 100 de chile? Că e carne frumoasă, grasă, parcă e... Nu a avut 100, a avut? Nu a avut, a avut 100. Cât a avut? 90? 99 de chile, deci 99. Acum, sunt nenumărate bancuri și povești cu pescarii. Valerii știe una, eu știu alta. Care era aia cu pescarii, că nu mai țin minte? A stat doi pescari de vorbă. Așa. Și unul într-alt pe celălalt. Ai fost la pescuit? Da. Ai prins un pește? Da. Cât a fost? Atâta. Păi, eu am prins și mai mare, po atâta. Tot s-a lăudat, tot... până nu mai putut să înțină mâinile. L-a prins pe ala, l-a legat la mâini și întreabă, păi cât a fost peștele acum? Zic, atât a avut ochiul. Atât a avut ochiul. Da. Deci, atât a avut ochiul peștele pe care l-a prins Valerii. Dar știți dumneavoastră, oameni buni, cum se salută pescarii și vânătorii când se văd? Ei de ei. Hai să fim serioși. Bă, Valerii, hai să fim serioși și să facem pește afumat, că oamenii ăștia să uită la noi. Să știți că și eu de-abia aștept să văd rețeta de crap afumat, pentru că, așa cum spuneam, domnule, de la vamă, când mergi aici așa în zona asta și spui că mergi la Sărcia, toată lumea știe de crap afumat și de ciorbă de pește. Asta este, ce să facem? Asta. Așa, l-ai făcut file, acum ce îi faci? Acum punem sare, îl... Freci bine să pătrundă sarea. Da. Dar, Valeria, să-mi spun, ce rog frumos, și altă formă de pește se poate sau numai crap? Somnul se poate. Acum știu că peștele care are carnea mai uscată nu merge. Nu-i bun la afumat. Da, care uns cum ei ar fi. Deci, încă o taină, dragii mei, peștele trebuie să fie totuși puțin tel mai gras, da? Pentru că altfel, când se afumă, rămâne pele și osul, de el nu-i bun de nimica. Așadar, dragii mei, îl lăsăm la sare să stea de seara până dimineața. Mâine zi îl luăm, îl lăsăm vreo jumătate de ceas, cum zice Valeria, adică jumătate de oră să se stoarcă apa cu sare din el și după aceea îi dăm fum. Dar eu vreau musai să vă arăt o afumătoare din asta, pentru că am găsit un maestor aici la Sărcia care mi-a explicat de fapt taina afumătorilor de pește. Bă, fraților, să știți că și aici e o taină. Faci o cameră și faci focul și se afumă. Ne. Dragii mei, așa ceva n-am văzut de când mama m-a făcut, aș putea să zic. Așa stil de afumătoare, sincer, nu am întâlnit nici unde în Banat. Este adevărat că sunt la Sărcia, în Serbia. Luciane, cum e stilul ăsta de afumătoare? Că greu mă dumiresc. Păi, stilul ăsta e, să spunem, stil ca la Serbia, în Serbia din... de mai jos de Dunăre, să spunem așa. Deci, stil sârbesc, cu un fel de filtru de afumat. Deci sub se face focul. Sub se face, chiar și la lături altă ușă avem și acolo avem unde facem fumul. Da. Și el merge prin niște băuțe. Băuțe înseamnă niște pietricele din acelea de râu mărunte. Adică fumul se filtrează, se răcește practic printre ele, da? Da, deci că atunci nu se fierbe, nu se frige. Nu-i cald. Da, nu se frige carnea, nu face ca o scoarță din aceea când se frige. Și mai văd un lucru foarte, foarte interesant. Este o grindă de lemn pe mijloc, de care este prins un suport ca o umbrelă. Da, desigur. E și cu multe cârlige. E mai groasă și acest stil dă posibilități ca să agățăm cât mai multe bucăți de carne. Bucăți, da. Măi, Luciane, dar ce e aici, mă? Asta e... Asta e uscătoarea bătrână. Da. Asta e stilul... Aia nemțească. Da, nemțească și cea mai veche ce există pe aici, pe la noi. Era în funcție până înapoi 20 de ani, desigur. Da, fumată. Da, e mai diferită decât în aia ce am văzut-o a mai devreme, da? A nouă. Și aici se făcea fumul, adică focul aici înăuntru, subt.
bucățile de carne și sub cârnaț, desigur. Și ieșea fumul pe aici. Și era, ieșea fumul pe coș, dar coșul era de la cuptorul de jos, de jos, din cameră. Felicitări, Luciane, și mă bucur că am putut să văd așa ceva și că m-ai lăsat să văd așa ceva. Da, până mai este în viață, desigur. Până nu cade săraca. Da, de căzut nu va cădea, doar că e în plan să o stricăm, căci nu se mai folosesc așa fel de eu ți-aș propune chiar să n-o strici, să o lași aici, că nu te încurcă cu nimic. Păi, om vedea, vedem. Nu te încurcă cu nimic și podul este suficient de mare și de spațios ca să poți să faci altceva și să-ți lași uscătoarea asta aici. Da. Va deveni obiectiv turistic. Muzeu, când treceți pe la Sărcia, urcați în pod la Lucian. Da. Nu uitați, ceea ce v-am arătat aici, doar la Sarea în Bucate puteți vedea. Dragilor, v-am arătat cum l-am pregătit. V-am arătat și afumătoarea, dar Valeriu a pus doparce pentru noi două bucăți. Cum îi zici tu la asta, la pastrama asta de pește? Păi spunem că e pește afumat, dar eu i-am pus numele de șunca de post. Când am fost în Bocșa la părinții din Bocșa, a fost chiar postul de Crăciun. Și i-am dat și îl întreabă pe și asta. De unde m-am venit să-i spun că e șunca de post, nu știu. Era în post atunci. A fost postul, da. Că el a spus că nu poate să mânce, că e postul. Păi asta e șunca de post. Dar atunci a rămas numele șunca de post. Avem și o rețetă pentru post. De șuncă, de dulce. Bine, Valeriu, o mâncăm așa sau ce-i facem? De unde? Mi-a fript. O frigem? Da. Eu tai cam de 20. E, după... Și-am tăiat-o. Ulei. Aha, lungi o țără cu ulei. O țără mai bine. Dar ia zi-mi și mie ce rog frumos. De ce-l mai frigi acum după ce l-ai afumat? Are gust mai bun fript? Da. Deci și pentru gust îl frigem, dragilor. Ca să fie gustul mai pregnant de pastramă de pește. Șuncă de post. Știți de ce îi spune șuncă de post? Pentru că în marile posturi și ale Crăciunului și ale Paștelui există zile în care este dezlegare la pește. Se poate mânca pește. Și atunci, de ce să nu mâncăm și o pastramă, adică o șuncă de post? De ce? Ehe. Dragilor, v-am arătat o afumătoare modernă, pe stil sârbesc, vorba aia. Nu numai calendarul este pe stil sârbesc, dar l-am găsit pe maestrul Lonti aici. Maestrul Lonti poate să-mi explice cum au fost cu afumătorile ăștia aici în Banatul din Sârbia. Cum fășeau românii, ori vini după aia nemțe, după aia ori luat alt model. Lonti, știu că ești priceput la, nu la afumături, la făcut afumători. Cum era înainte vreme cu afumătorile bătrâne? Au fost în case cuine deschise. Adică? Au fost soba mare, cuina și soba mică. Așa a fost modelul de casă. Cuina la mijloc. Cuina la mijloc care nu a avut ăsta plafon. Da. Nu a avut plafon, nu a fost deschis, făcut coșul până afară peste casă. Fășeau focul și fumul se ducea sus. Așa, în vatra, așa o și chemat, așa eu zis vatra, s-a făcut focul. Deci s-a încălzit cuptorul în sobă, iarna, normal. Și tot fumul ăla a ieșit care a fost o butoare, să spunem noi așa. O gaură, ca să înțelegeți? Da, că bine acum eu vorbesc la Sărșia. Tu vorbești ca la Sărșia. Că altă limbă n-am eu, asta e, da. Și fumul ăla o fumat slasta la noi așa. Și a avut omul de la tăia de porc, de la pește, nu? Pește, da. Sau face și fiș și oaie. Peștele, da, oaie, sigur, dar peștele mai mult s-au uscat pe zi. Nu s-au afumat. S-au uscat. Acum s-au afumat în perioada asta mai, să zic, mai modernă. Am înțeles. Dar înainte s-au uscat. Înseamnă, oricum au fost mulți pescari, cum am spus, că peștele l-au mâncat sărășimea. Nu ai bogați? Nu le-a trebuit, eu fost pentru ei nimica. Dar ai mai prins în podul cășilor la nemți când făceau focul jos și din coș, din horn, da, mai trăgeau o dudă și trăgeau către afumătoare? Din vatra iară, că tot cuptoare au fost aici, nu au fost nimica. Din iară, adică din vatra s-au dus prin asta,
prin afumătoare și a venit înapoi iar în coș, fiindcă i-a pus o graniță, un fel de tablă. A pus un pleu, da. O tablă. O tablă pus așa închisă ca să vină fumul iar înapoi. Înseamnă a snuit și căldura și a fumat tot cu... Dar la afumătorile ăștia noi, Lonti, cum le-ai făcut, cum le-ai gândit? Că am văzut, e foarte înaltă afumătoarea asta. Da, acum tot cer cât mai înalt să fie, de partea la aer, să fie cât mai mult. Țug, cum se spune, ia ca țug aia. Da, curenț la aer. Așa e, da. Și am văzut că focul fac sub. E acum o idee care am făcut-o de mulți ani. Am, la 80 de centimetri am zăgit-o și așa. Am pus asta țiglă. Așa. Țiglă cu imală, că nu-i voie imală, că tot se despaie. Cu asta imală, dar galbene, pe zi, și i-am lăsat 4 găuri. Cine spune că nu știu românii din Serbia să facă afumători? Doar ăla care nu le-a văzut. Și cum dumneavoastră, cei de la Sarea în Bucate, prin intermediul nostru ați reușit să stați de vorbă ca și mine cu un maestor mare de făcut afumători și cu unul afumat, ca Dan Diuț, așa, ați aflat, dragii mei, ce înseamnă o afumătoare la casa omului. Simt fum, Lonti, o fi de la afumătoare? Nu v-aș crezi că... Miroasa pește. Mă, miroasă pește. Da. Miroasa pește. În sfârșit, da. La sărcia, miroasa fum de pește. Da. Cofi de la afumat, cofi de la fript, important este că miroasa pește aici la sărcia, în Serbia. Dar spune acum, ce rog frumos, de ce ai pus astupușul ăsta de folie? Până l-am acoperit ca să ai, când începe să frigă, da? Aburi aia și asta să rămână și ea, ca să rămână gustul și mirosul a peștii. Da. Dragii mei, de-abia aștept să văd gustul și să văd forma, culoarea, aroma. Bine, aroma nu o văd, o simt, dar de-abia aștept să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce vom face aici. Băgăm la cuptor? Da, da? La cuptor. Cât lăsăm? 30 până la 45 de minute. Așa, 30 de minute, 45 de minute. Hai, uita la cuptor că nu mai pot, ca să mă apuc de ciorbă s-o dogat. Se legat pe amândouă odată, pentru că peștele e pește. Se mănâncă și ciorbă și pește afumat aici la sărcia, după niște rețete extraordinare, extraordinare. Numai la noi la Sarea în Bucate le găsiți așa. Dragilor, dacă ați crezut că se face ușor o ciorbă de pește, v-ați înșelat. Nu se face nici ușor și nici repede. Pentru că vălerii, numai ceapa și morconii le-ai lăsat un ceas, da, nu? Da. Așa. Deci numai alea or fiert un ceas. După aia, ia zi-mi tu taina, și ai pus, după ce ai pus apă și ai lăsat un ceas să fiarbă, și ai băgat? Am pus pastă de roșii. Așa. În care am adăugat mixul pentru ciorba de pește. Așa. Puține vegete, biberă în boabă, asta, ardei boia și frunze de dafine. Astea le-ai pus acolo așa? Acolo, da. Iar aia cât le-ai mai lăsat? 20-25 de minute. Deci o oră jumătate, ce numai ăștia ori fer, dragii mei, până să bagă peștele și după ce să bagă peștele, iară cât îl mai lași? Este un proverb, până nu-i ser ochii, când iasă ochiul de la... Deci la ciorba de pește, până nu iasă ochii, nu-i bună ciorba. Nu-i fiert, nu-i fiert. Nu, fii atent, îmi iasă mie ochii de foame. Nu, la pește trebuie să iasă. Iasă ochii lui pește când fierbe. Atunci se spune că e peștele fiert. Când iasă lui ochii. Da. Și ciorba e gata când îmi iasă mie ochii de foame. Nu. Nu, că eu stau 4 ore, Valerii, și nu mai ajung la ciorba asta de pește. Și am trecut și granița și vai de capul meu, dragii mei. Acum să știți că de-abia așteptăm să băgăm înăuntru și viespile trag și ne mănâncă pește. Hai, Valerii, că ne mâncă viespile peștele. Ce avem aici? Pește, da? Hai. De fapt, asta, să știți că ciorba asta de pește, de fapt, o să fie așa mai mult, ceva mai gros așa de pește. Și nu v-a spus Valerii, dar vă spun eu.
Nu v-ați dat seama de fapt de ce i-a sunat telefonul în buzunar? Dom'le, când se aude că se face ciorbă de pește la sărcia, automat, pe lângă gura peștelui acolo din ceaun, vin și mai multe guri la ciorbă, să știți. Că nu o să fiu singurul mâncău de aici, să nu credeți că o să fiu singurul mâncău. De-aia tot sună telefonul lui Valerii că i-ai chemat-o la ciorbă? Nu. Nu? Dar vine singur după miros. A, vine după miros. Da. Dar cine n-ar veni după miros? He. Și să vedeți că o să veni și după gust. Dragii mei, am trecut granița, am venit în Sârbia. Pentru ce? Să mânc ciorbă de pește, pentru că s-a dus bucul, cum zice românul, românilor de aici din Sărcia, din Banatul, din Sârbia, că să faci o ciorbă și un pește cum n-ați mâncat niciodată. Nu mă credeți? Veniți pe cuvânt aici la Sărcia, întrebați de maestrul Valerii și o să vedeți ce mâncăruri poate să vă facă. Valerii, eu vreau să-ți mulțumesc pentru mâncarea asta și trag năgejde că n-o fi ultima. Hei! Niciodată ultima. Niciodată ultima, da, nu? Da. Mai fraților, ciorba ca ciorba. Dar șunca asta, șunca de post, Valerii, da? Da. Așa, șunca asta de post, fenomenală. Vorba lui Ceaciu Lonti de aici, de la Sărcia. Asta e o mâncare de ținut minte, să știți. Țineți minte, e o mâncare de ținut minte. Și vorba lui ca Mihai. Stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Iar mie, Liuț, nu-mi rămâne decât să vă zic vățuc prăsăturace ca la sarea în bucace. De aici, din Sărcia, din Banatul, îl sărbesc. Nu știu ce ai făcut, Valerii, dar șunca asta de post e colosală. Mânc de crap. E șunca de crap, să știți. Eu mânc de crap numai. Nebunia. Mamă, ce bună. Rețeta v-am predat-o. Și eu le predau și lor mai departe, da. Și să mănânce cine poate, dar noi primim.